Dar nu-i trap acolo. 90 de grade aiurea, ați făcut iar acolo, acolo merg. În momentul în care am o astfel de deschidere și se continuă cu altă deschidere la fel, unde este linia imaginară? O direcția și o nouă deschidere. Aici. Ok, mă pot folosi de un om din echipă să vină în lateral și să vină aici să verifice pe timpul cât echipa se depasă de pe diagonală? Da. Cine a fost primul? De ce ați intrat în momentul până să se strângă echipa? Foarte bine, subliniat. Nu alergați unul de celălalt. Rambo e în filme, ai trăit o echipă. Până nu simți că s-a regrupat echipa înainte de a intra într-o locație nouă pe care nu o cunosc și am nevoie de oamenii mei și ei de mine, nu mă mișc. Sub nicio formă nu mă mișc. Rămân pe poziție. În momentul când a ajuns ultimul operator în șir indian sau comunică echipa toată, echipa întreagă, dați drumul verbal, fără să se mai chiar de timp. Da, oricum se aude, oricum okay? Se știe aici. Nu se știe, dar nu fac nimic. Cum se știe? Eu merg 15 nici la etajul până la partea. Băi, încă o chestie, încă o chestie. Vă rog eu. Și încă o chestie, vreau poate să vă zică, bă, dacă credeți pe ăla de-n față că face ceva, iurea, bă, dar ține-l, mă, eu l-am mutat cap, uite așa am făcut cu el, zic, dar nu te-am făcut așa. Dacă-l vezi că face ceva, iurea, ești lângă el, pune mâna pe el, chiar dacă îl dezechilibrezi un pic, trebuie să moară. În greșit, dați-mă să te fac în real shit. Dacă, da, și dacă e un om, dacă se întâmplă ca eu să greșesc și să nu mă duc pe unghiul mort. A, nu l-am mutat aia, nu, de genul. Lasă omul, iar tu în spate care ești cel mai cerebral. Și vezi, să-i zic atunci. Te duci pe colțul opus. Asta da. Și ocupi imediat locul. Nu, eu zic de mult, dacă iese de genul tine să iasă linia de foc, poți să o oprești. Verbal, Raino, Grasu, ce mai pe experiență, vorbiți cu oamenii, comunicați, rămâneți pe loc. Rămâneți pe loc! Ați înțeles? Nu vă mai duceți ca berbecii. Că nu suntem non-wolf aici. Deci eu m-am rezgat să țin după voi. Da, mă, stai, ca ce pe legat, pe nu ești ultimul, dacă ești ultimul, ești ultimul. Ok. Scărilor. Ce facem de aici? Unde? Suntem la capătul scărilor? Suntem aici. Da. Am terminat camera, da? Da. Primul operator al alergării cu calul. Păi nu, intrăm în cameră. Facem entră. Intrați în cameră, da? Deci primul ia dreapta, motorul stânga și vedem de acolo. Deci primul ia dreapta, următorul ia stânga și ăla care ia stânga înaintează. Nu mai zic așa al treilea și al patrulea pe partea stângă. Ce poate face omul primul care intră? Punctează peretele când este nimic, după care a venit efectiv aici. Simbolul, da. simbolul. Și el devine primul operator în față de primul patru. Ok. Ok, hai. Sunt acolo. Sistemul nostru prim operator de la securat pregătit să ia un viu morci. Ia dreapta, ia dreapta. Moda, moda, stai! Două! Bă, nu contează, intrăm ca și cum n-ar fi. Stai. Dragilor, mai de
5 ori. Lateral, toată echipa este pe linie laterală. Nu e în foc, n-ai treabă, noi ne reglăm aici să facem brita. Da? Deci nu te mai grăbi. 2 secunde, vă rog. La Petrecu, care și-a verificat colțul mâine, și vine ușor până în dreptul linii imaginare și ține holul. Ține holul. Echipa, toată echipa, vine pur și simplu pe diagonală. Curat, mă mișc. Mă mișc. Dreapta. Mișcă-te! Intră, dreapta. Am nevoie de mic. Doi la mine, doi la mine, doi aici. Liber. Stai, stai, stai. Intrați voi. Intrați voi. Intrăm noi. Stop. Altă regulă de bază. Dacă vor și are de dată regulă, dacă nu facem practic foarte mult, nu învățăm doar teoretic. Ce caută sistemul secundar în fața unui sistem principal într-o echipă? Întrebare. Mai te dai singur. Ai rămas cu secundarul. Și cum faci? Nu mă trebuie să mă facă. Sunt cu secundarul, da, aici. Preiau! Mă retrag spre interiorul peretelui, da? Lăsând loc operatorului cu principalul în mână, îmi pun sistemul secundar în holster, îmi iau principalul, am încărcat, am devenit ultimul operator în echipă. La fel această reacție, la fel și atunci când te angajează unul, trebuie să te lipești de perete, oferindu-i posibilitatea celui din spate să preia el angajarea. Ați înțeles? Doi la mână. De ce intrați o grămadă când am, nu știu ce se întâmplă aici, am un blocaj vizual, dar dacă am cameră și lumea vine și se lipește de perete din exteriorul ăla până ajunge echipa să intre și echipa vine să intre, îmi poate angaja asupra operatorilor? Aici ce pot să fac? Dacă am un obstacol, patru oameni cu mine, doi stânga, doi dreapta, intrăm ușor. De ce intrăm ușor? Pentru că oamenii de pe stânga nu și-au făcut treaba cum îi trecem din dreapta, obstacolul e dreapta, aveți grijă. El decide, patru operatori, cameră posibilă, deschiderea pentru blocajul în față, dreapta. Patru operatori, pregătiți, go! Iar în momentul în care deja se este cameră și se confirmă cameră, se strigă. Deschidere în față. Pentru că cei din stânga să nu mai avanseze și să rămâne cât de cât pe poziție aici. Ați înțeles? Ok. Nu doar pe aici. Hai, cine era unul? Păi să repetăm ce am făcut. Fii atent, stai ușor. Ultimul, fii atent, ultimul, al patrulea. Rămâi aici și țipă lung. Ce v-am zis? Holbosul devine prim operator. Lăsați holbosul să vină prim operator. Ok. Ok? Da. Că el cunoaște ce e în față. Ok? Hai. Hai, secule. Stai. Al patrulea rămâie aici, da? Ia stânga! Hai, du-te! Hai, du-te!
Ți-a un sfântuit în ușă, mă, grasule. Nu puteai să stai acolo. Păi de ce ați intrat atâția? Trebuie să intrăm câte patru. Nu mai contează, lasă să meargă o dată. A zis rapid ceva. Deci eu din unghiul ăsta am zis la dreptul meu chiar creat un cuvânt. El ține, dar eu nu vede partea dreaptă. Colțul de ieșire aceea. Avem această preță la fel ca și jos, unde Iuri a ținut cont. Dar el a intrat primul. El a intrat primul. Poziția asta. Pe măsură ce operatorii au întrebat ce au învățat. Iuri, spune-mi și mie logica unui lucru. Am linie imaginară și zidul aici. Nu mai eu am linia și zic imaginare aici. Din logica pentru care mă zic aici. Și încep să mă de fapt să pe ei. Dar să fie în hată. Și încep să fac așa. Până am mergeți și la tine. Spune logica. Economia mișcărilor ce spune? Să mă duc drept. Și trage echipa după tine. Nu că e dus. Opa, trage echipa după tine. Ar fi o reacție bună, dar în același timp ați expus, lăsându-l aici. Ați lăsat un om, nimeni nu trebuie după el. Tu ca mai un operator, trebuie să fii lucid, iar cel din spate mai lucid. Ok? Cine a fost în spatele lui? Grasul. L-ai văzut pe bunii că face o coluri, ca detectivul particular. Trebuie să-l lași, îl depășești prin pas adăugat, prin pasul de trei. Prin deplasare mai rapidă, da? Care ia, ia, vină spatele meu, vină spatele meu, vină spatele meu! Curat, menținem poziția. În momentul când se ieșea camera curată, vă aștept pe intra colț, asigurați stânga unui colț. Hai, trebuie să facem. Așa că ziceți că vorbeam.